am revenit și vorbim cu domnul Ion Ștefan despre vindecare și sănătate. E drept că fiecare dintre noi are anumite nevoi, și anume nevoia de a fi iubit, protejat, de a se simți afirmat, să zic așa, și în momentul în care una nu avem, ajungem la un dezechilibru interior. De aici poate să apară depresia, poate să trebuie să învățăm cum să reajungem la acel echilibru. Prin psihoterapie se poate face treaba aceasta. Ce ne spuneți despre vindecarea reconectivă? Vindecarea reconectivă este o procedură. Să intrăm puțin în istoria acestei proceduri. Practic, în Los Angeles, un medic chiropractician, Eric Perl, un medic de mare succes în Los Angeles, ajunsese să-și vindece la un moment pacienții la un nivel deosebit. Încercările lui au fost pe măsură. A simțit la un anumit moment, ca să scurtez un pic istoria, este o carte, se poate citi această carte, se numește Reconectarea cu Eric Perl. La un anumit moment, acest medic a primit o energie de la care toți oamenii care intrau în cabinetul lui se vindecau. A devenit un fenomen care la un anumit moment a depășit Los Angeles, a depășit și Statele Unite, și la acest moment este un fenomen mondial. Practic este accesul la o energie deosebită, de o vibrație extraordinară, și sunt studii foarte multe la universități de renume și în camere închise unde se fac tot felul de măsurători fizice și chimice privind această energie, modul în care omul se schimbă în timpul acestei terapii și modul de vindecare. Până la urmă, cel mai bun exemplu este vindecarea clientului, a pacientului, și nu modul în care se realizează. Această procedură este o procedură holistică, o procedură non-invazivă, o procedură în care nici măcar nu pune cineva mâna pe tine. Deci nu atingi clientul sau pacientul, nu-l atingi. Și ce tratează aceasta? Tratează omul. Deci e o ciudățenie. Deci nu tratează boala. Și mai e un lucru care l-am discutat puțin mai devreme, în prima oră. Deci în timpul terapiei nu ai voie să te gândești la boala omului, la modul în care vine această energie, la modul în care se distribuie această energie, ci trebuie să te concentrezi doar la anumite proceduri. Pacientul nici nu trebuie să-ți spună pentru ce vine la terapie. Nu trebuie să spună. Pentru că, din punctul meu de vedere, de foarte multe ori, spunându-ți care e problema lui, tu ai tendința de a te duce și a zice că... Deci, în mod normal, se întâmplă exact ce se întâmplă în creștin-ortodoxie. Și anume, trebuie să te lepezi de tine și de gândirea ta în care tu tratezi ceva și să lași liberă energia. Deci această energie tratează oameni, tratează animale, tratează orice. Ei, sunt lucruri care s-au întâmplat la un nivel nebănuit. Adică vindecări care s-au întâmplat la un mod nebănuit. La acest moment, Eric Perl, doctorul, nu mai tratează, nu mai stă la cabinet, pentru că se duce peste tot în lume și încearcă să ofere posibilitatea câtor mai mulți oameni ca să facă aceste vindecări. Și se duce în
multe țări, el practic e în permanentă mișcare și deplasare, ducându-se peste tot în lume și ajutând oamenii să se vindece, mai mult oferind această energie și altor oameni. Ce poate fi mai frumos decât acest lucru în momentul în care ți s-a dat ceva să dai mai departe și acest lucru să se întâmple ca și vindecare? Încă o dată spun, nici Eric Pearl, nici psihoterapeutul, nici terapeutul nu vindecă, ci doar tratează. În această procedură, dacă se poate, chiar tratezi mai ușor, deci te lepezi de tine, nu ai niciun fel de gândire cu privire la pacient, ci pur și simplu încerci să modelezi această energie și să o concentrezi spre pacient. Iar restul se rezolvă. Dau exemplu, sunt, de exemplu, mulți spun, n-ai cum să nu-i dai posibilitatea pacientului să-ți spună problema pe care o are. Pentru că este un mod de refulare, un moment de, să-i zicem așa, de a zice că am scăpat de problema asta. De exemplu, sunt oameni care s-au urcat pe masă având o durere groaznică de picior și de umăr și în același moment le-a revenit și auzul, n-a auziseră niciodată în viață. Sunt copii care n-au mers niciodată și sunt postate fel și fel de filmulețe pe... Se poate intra pe Eric Pearl, pe reconectare, se pot vedea tot felul de lucruri care s-au întâmplat. Sunt studii făcute la universități, așa cum am mai spus, și practic s-a demonstrat că, de exemplu, energia dintr-o anumită cameră în timpul unui tratament putea să ducă sistemul de fierbere la 300 de grade. Adică atât de concentrată era. Bineînțeles că ea este o energie subtilă, o energie care are o anumită logică în ceea ce se întâmplă. Doctorul Eric Pearl ne spune un lucru, că nu există om care nu primește vindecare pe care o merită în această procedură. Și este foarte, foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Noi de foarte multe ori ne gândim, dacă avem o anumită suferință, ne gândim că dacă nu se întâmplă lucrul ăla, nu suntem chiar fericiți sau chiar intrăm într-o stare de depresie. În viață, toate încercările pe care noi le avem ne duc pe calea de înălțare. Da? Toate suferințele, toate traumele pe care noi le avem ne demonstrează ceva. Ne ajută la bagajul pe care îl avem, la experiența vieții, în așa fel încât noi să știm ce avem de făcut. Pentru că noi, în momentul în care plecăm de aici, plecăm cu conștiința, sufletul are conștiința, are memorie, are tot ce trebuie și această memorie este deja dusă. De aceea, nimic din ceea ce se întâmplă cu gândul, cu vorba sau cu fapta, nu este uitat. Dar poate fi rezolvat. Și în tot felul de terapii care pot fi făcute și care mai puțin se promovează în România, pentru că acest sistem în mod voit se ține captiv, pentru că se dorește ca sistemul de medicină din România să însemne un sistem, să-i spunem, chimic, da, în care pacientul primește tot felul de lucruri și aici s-au dus foarte multe război, inclusiv al doilea război mondial a pornit pe un anumit sistem, în așa fel încât anumite firme de armament, de medicamente și așa mai departe, să-și facă un buget mai bun. Deci nu poți să transformi omul într-un cobai al societății. Nu poți să-l transformi, pentru că acest om are un destin. Nu poți să mergi în permanență cu un atac chimic asupra lui. Pentru că tot ce se întâmplă, uitați-vă, de la alimente,
de la modul în care aducem pe piață alimente, în momentul în care creștem tot felul de animale, păsări și așa mai departe, cu tot felul de chimicale, aceste lucruri se duc în corpul uman, care are o agresiune, el trebuie să se apere într-un anumit fel, dar direcția nu este chiar corectă. Asta încearcă să facă Eric Perl și prin această vindecare reconectivă, cum se numește, se dă posibilitatea pacientului să trăiască această experiență. Aceste energii mă pricep la sistemul ăsta, adică mă pricep la tot ceea ce înseamnă energii, că am parcurs o serie de teme. Asta este o energie foarte puternică, spre deosebire de ceea ce am mai văzut până acum. Este foarte puternică, o simți de aici sau de oriunde, pentru că aceste terapii se pot face și de la distanță. Este foarte ciudat ce spun, dar se pot face de la distanță. Deci poți să tratezi cu aceste terapii făcute de Eric Perl și date mai departe, de la distanță. Pot apărea efecte negative? Nu. Deci fiecare primește ceea ce merită, vindecarea pe care o merită, și sunt mulți care, știu eu, dintr-o ședință sau două, în mod normal, această terapie nu trebuie să fie urmată mai mult de 3 ședințe. Deci nu are niciun efect odată, deci în 3 ședințe se cam rezolvă problemele pe care noi le merităm să le primim. Cât timp alocăm unei ședințe? Depinde. Poate să fie între 30 și 50 de minute o ședință. Este foarte puternică. Este foarte puternică ședința. Oamenii au trăiri extraordinare în timpul unei ședințe de vindecare reconectivă. De aceea, această procedură se face nealterând în niciun fel mediul înconjurător. Deci în momentul în care faci vindecare reconectivă, nu trebuie să ai mirosuri în zonă, nu trebuie ca terapeutul să fie foarte parfumat sau să fi consumat niște mâncăruri mai grele așa. Deci totul trebuie să fie într-un mediu curat, nu neapărat steril, pentru că pacientul face un singur lucru. Se așează pe o masă, pe o masă de masaj, celebra masă de masaj, și așteaptă vindecarea. Nu se dezbracă, nu face nimic, nimeni nu-l atinge, deci nu se întâmplă absolut nimic. Și această procedură își face efectul. Bineînțeles, lucrul ăsta se poate întâmpla. Mai departe de vindecarea reconectivă este reconectarea reconectivă. Există un anumit nivel, pentru că Eric Perl, doctorul, dă posibilitatea terapeuților să poată să dea această reconectare mai departe. Aceste seminarii se țin eminamente de către el și de către echipa foarte apropiată lui, peste tot în lume. Deci nu se țin de către altcineva, adică n-a dat posibilitatea, de exemplu în România, să se întâmple să facă acest lucru cineva. În schimb, a dat posibilitatea ca oamenii care au un anumit nivel, respectiv nivelul 3, se fac în zile diferite, în proceduri diferite, și dă posibilitatea la o anumită cunoaștere cu privire la această reconectare. Această reconectare, practic, această energie se transferă la pacient. Iar în momentul în care se transferă la pacient, și pacientul poate să trateze la rândul lui. Nu poate el să o dea mai departe, dar poate să trateze la rândul lui. Pentru că asta încearcă să facă doctorul la ora actuală, să dea această energie
la cât mai mulți oameni și cu această energie vindecarea să aibă o acoperire mondială. Pentru că e nevoie. Sistemul mondial nu ne duce spre bine, ne duce spre o zonă de suferință, o zonă în care se înmulțesc suferințele, o zonă în care sistemul de sănătate normal nu mai face față la toate problemele care sunt în societate. Cromoterapia, pe ce se bazează? Terapia luminii. Cromoterapia este o terapie pe care noi o avem din momentul în care ne naștem. O învățăm din momentul în care ne naștem. Și cel mai frumos fenomen îl vedem în momentul în care apare curcubeul pe cer. În momentul în care noi vedem culorile. Sunt foarte puțini oameni care nu văd culorile. Sunt și exemple de oameni care au această problemă, dar 99% din oameni văd culorile. Și e o mare bucurie când vezi culoarea. Și te încarci așa pozitiv în momentul în care vezi culori, vezi natura, vezi cerul, vezi apele. Într-un oraș vedem mai puțin, recunosc, în afară de cer, care și ăla în Galați nu arată extraordinar, dar toate celelalte lucruri sunt desăvârșite în natură. Ei, pe asta se bazează cromoterapia. Este o terapie cu lumină în care există posibilitatea, prin anumite combinații, de obicei aceste combinații clasice sunt combinațiile curcubeului, roc-vaiv, da? De la roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Deci astea sunt cele clasice. După aceea sunt tot felul de combinații, de posibilități, roz, alb și așa mai departe, de alte culori care pot să aducă o anumită schimbare. Ceea ce este foarte important la această terapie este că o anumită culoare poate să-ți arate ce fel este persoana. O anumită culoare poate să-ți arate și personalitatea ei. O anumită culoare poate să trateze. Da? Iar acest lucru se întâmplă. Cromoterapia, de exemplu, este extrem de renumită. Toate aceste terapii de care vom discuta și acum și în viitor, foarte puțin au prins la noi. Dar în spitalele din străinătate, cromoterapia este o procedură. Da? Lucrurile care se întâmplă în tot ceea ce înseamnă reflexoterapia, presopunctura, acupunctura, sunt lucruri care se întâmplă. Numai la noi se întâmplă așa după ce nu mai suntem. Deci trebuie să se dea drumul, e adevărat că pe un sistem bine pus la punct, pe un sistem de școlarizare, pe un sistem în care lucrurile sunt făcute corect și de oameni care au o probitate morală, în primul rând, deosebită, să se facă lucrul ăsta. Sunt aparate și sunt firme extraordinar de renumite care fac terapii în tot felul de institute, în tot felul de spitale din Occident. Mai puțin în România. Încet, încet văd că și în România, nu pot să zic firma care produce aceste aparate, dar sunt câteva firme care produc asemenea aparate și care fac acest lucru. Asta este o anumită zonă. Dar această cromoterapie este bazată pe o tehnică occidentală, respectiv pe tehnica chakrelor. Deci noi când vorbim de corp, vorbim de un singur lucru, de trup
și de suflet în creștină ortodoxie. În teoria chineză, în teoria japoneză, în teoria occidentală, se vorbește foarte mult de corpul subtil. Se vorbește de partea holistică. Se vorbește foarte mult de energie. Se vorbește despre modul în care această energie curge conștient, corect sau cu anumite blocaje în corp. Și sigur că sistemul Rogvaiv se aplică pe sistemul chakrelor. Aceste chakre sunt de la zona sacrală până în creștetul capului și sunt de la roșu spre violet. Da? Fiecare zonă are o anumită rază de acțiune și dacă, de exemplu, în zona organelor interne ai o anumită problemă și ai o anumită problemă în zona plexului solar și ai o anumită problemă la organele interne, ai nevoie de o anumită culoare, respectiv de culoarea galbenă. Da? Dacă ai o problemă cu tiroida, dacă ai o problemă cu inima, dacă ai o problemă cu alte organe, ai nevoie de o anumită culoare. Și acest lucru se poate arăta. Mai mult de atât, pentru faptul că aceste chakre nu sunt suficient deschise spre energia universului, ele se închid și atunci în zona respectivă apare un dezechilibru, un dezechilibru care poate fi adus în forma normală prin această procedură. Nu este singura, sunt zeci de proceduri în care această energie subtilă, îi se spune chi în medicina chineză, care este o medicină nu numai recunoscută, o medicină care funcționează de 6-7 mii de ani. Sunt, de exemplu, acupunctura, presopunctura, cromoterapia, ne-am născut cu ea și murim cu ea, pentru că noi învățăm lucrurile astea să ne comportăm. De aceea trebuie să stai de vorbă cu pacientul, cu clientul, poți să stai de vorbă, să vezi care sunt problemele lui. Îi dai anumite sfaturi, îl și tratezi, pentru că se poate trata și cu aparate, se poate trata și cu alte proceduri, alte proceduri care țin seama de energie și deschiderea acestor energii subtile. E bazată pe sistemul Yin-Yang, probabil s-a mai auzit despre acest lucru și despre modul în care aceste zone se mișcă în corp. Noi practic avem, sunt aceste deschideri, pentru că sunt ca niște deschideri pe care le avem spre lumină, iar în anumite zone aceste lucruri se închid sau nu avem suficientă deschidere pentru el. Și prin aceste proceduri, se dă posibilitatea ca lumina să vină în corpul nostru atât cât ar trebui, energia să curgă, pentru că acest sistem este, în sistemul chinezesc se spune că energia curge și foarte important este sângele, cum se mișcă în corp, pentru că sângele poate fi văzut peste tot. Ei, sunt și la nivelul acupuncturii sunt foarte mulți centri energetici, pentru că de fapt asta se întâmplă. Și la nivelul chakrelor, practic fiecare punct energetic este o mini-chakră de deschidere spre lumină. Deci ce se întâmplă prin acupunctură sau prin presopunctură? În momentul în care avem un organ bolnav, se stimulează acel punct. Pentru că este o mini-chakră care înțepată prin electroacupunctură, prin presopunctură, prin puterea degetului, da? Se întâmplă același efect, dar trebuie să știi unde. Ei, aceste lucruri se pot învăța. Se pot învăța pentru că am fost fascinat încercând să-mi salvez soția
În momentul în care medicina nu a mai găsit soluția, a trebuit să caut alte zone. Și eu la ora actuală, aproape seară de seară, o tratez. O tratez prin presopunctură, prin terapie cu lumină și așa mai departe, prin reflexoterapie, prin masaj, prin tot felul de proceduri, în așa fel încât să aibă posibilitatea corpul să funcționeze corect. Deci nu se dorește până la urma urmei și nu se acceptă, pentru că lucrurile acestea nu vor să fie demonstrate. Ori medicina chineză, da? Terapia bazată pe aceste lucruri funcționează de mii și mii de ani și va funcționa și mai departe, pentru că este o terapie corectă, o terapie care ne demonstrează că corpul nostru este mult mai complicat și mult mai subtil decât înțelege la ora actuală medicina și decât va înțelege probabil vreodată. Pentru că la acest moment medicina nu dorește să facă anumite lucruri revoluționare. Nu dorește să studieze anumite lucruri care ar deveni revoluționare. Da? Dorește să țină un sistem închis în care zona farmaceutică să înflorească și lucrurile să fie tratate după un anumit sistem, care nu de cele mai multe ori este un sistem corect pentru pacient. Am înțeles despre reflexoterapie? Da, reflexoterapia este o procedură care se bazează tot pe zona asta. Și anume, în reflexoterapie, practic cam așa am pășit în lumea asta, prin reflexoterapie. Erau niște cărți care se găseau imediat după 1989 și am citit. Zic, ce se întâmplă? Și practic teoria spune și este 100% pentru că e demonstrat și tratabil, s-a demonstrat și față de mine și față de cei cu care am intrat în contact. Practic, ce se spune? Că la nivelul tălpilor, la nivelul mâinilor și la nivelul capului, ai niște puncte care pot să te deschidă spre această zonă energetică. Deci noi pe tălpile picioarelor avem toate organele interne, fiecare localizate. Un reflexoterapeut care simte foarte bine și fără doar și poate că aceste lucruri se întâmplă, sunt așa ca niște mărgeluțe, aceste blocaje, în momentul în care un organ din corpul nostru, să presupunem, nu știu, un rinichi, hai să dau un exemplu, are anumite probleme în talpa corespunzătoare piciorului respectiv, se simte acest blocaj. Dacă pancreasul are o anumită problemă, se simte acest blocaj. Dacă la coloana vertebrală ai o anumită problemă, poți să-l tratezi acționând în acest sens. Același lucru se întâmplă la mâini. Deci același lucru se întâmplă la mâini. Toate organele interne, coloana vertebrală, cap, umeri, picioare, tot corpul omenesc are corespondente în mâini. Mai e încă o zonă, zona capului și zona urechilor. Deci și la nivel de cap și la nivel de urechi sunt aceste puncte și pot fi tratate. Practic, noi vorbim aici, ca să mergem la o altă zonă, vorbim de meridianele corpului. Deci ceea ce face electroterapia, acupunctura, presopunctura, reflexoterapia, practic acționează atât la nivel de organ, dar și la nivel de meridian. Reflexoterapia nu este la fel de eficientă dacă terapeutul nu știe și zona meridianelor.
Și zona meridiană nu este foarte simplă. Înseamnă câteva sute de puncte pe care trebuie să știi să le identifici la pacient și pe care prin aceste proceduri le poți activa. Le poți activa. Nu este o chestie atât de complicată pe cât pare. Dar eficiența este extraordinar. Extraordinar. Deci ceea ce poți să tratezi în ceea ce vorbesc eu la ora actuală are o eficiență mult, mult mai mare decât o poate avea un medicament pe care noi îl înghițim. Pentru că mai e un subiect pe care noi trebuie să-l discutăm foarte, foarte clar. Noi în momentul în care avem o anumită durere, avem un anumit efect. Dar noi nu tratăm cauza. Aceste proceduri tratează și cauza. Aceste proceduri rezolvă problema până la capăt, rezolvând cauza. Și acest lucru nu mai apare. Sigur că nu vorbim aici de, ferească Dumnezeu, accident, despre lucruri nefericite. Vorbim aici de lucruri normale, lucruri care se întâmplă și poți să ai un anumit efect și pentru faptul că nu te alimentezi corespunzător. Ei, tot ce se întâmplă în corpul nostru, că aici noi ne îndepărtăm și nu avem, vedeți că din ce în ce mai mult se vorbește de alimentație, se vorbește de un mod de a te alimenta în așa fel încât noi să nu fim otrăviți cu știință sau fără de știință. Încet, încet ne îndepărtăm de la ceea ce trăiau strămoșii noștri. În Sfânta Scriptură ne spune că oamenii trăiau mii de ani. Da? Ai citit Sfânta Scriptură, da? Trăiau mii de ani și, da, avem exemplul lui Enoch și avem exemplul a celor care au urmat, care trăiau sute de ani după. Și am ajuns la acest moment în care omul, dacă ajunge la 80 de ani, este erou. Da? De ce? Pentru că ne îndepărtăm de zona la care am venit. Una, ne unim cu păcatul, da? Și aceste lucruri ne influențează. Și doi, nici alimentația nu mai este corectă. Acolo, la începutul Scripturii, ne spune: v-am dat vouă toate ierburile pământului și toți copacii, aceasta să fie alimentația voastră, punct. Aceasta să fie hrana voastră, da? Și după aia omul s-a apucat și a crescut animale și le-a tăiat și le-a sacrificat și le mănâncă și face tot ce trebuie. Ferească Dumnezeu, nu judec în niciun fel. Dar cu siguranță este o agresiune în corpul nostru în condițiile în care nu mâncăm sănătos. Este o agresiune. Adică lucrurile astea nu putem să le negăm că nu au un efect. Dacă mâncăm corect, avem foarte multe șanse la corpul nostru să nu sufere un atac pe un anumit organ. Și atunci lucrurile astea ar putea fi prevenite, pentru că noi, la ora actuală, suntem învățați să facem tot felul de lucruri, de la țigări, alcool și altele și altele, da? Și pe urmă să zicem, oare de ce m-a lovit pe mine acest necaz? Dar foarte multe lucruri pleacă de la alimentație. Deci noi, în mod normal, trebuie să ținem cont și Sfântul Vasile cel Mare ne spune că cu gura facem cele mai multe păcate de sub cer. Și e adevărat. Pe aici băgăm alimentația, pe aici ne scoatem cuvintele, unele de folos, altele mai puțin de folos,
Deci cu acest sistem facem și lucruri bune și mai puțin bune. Și atunci trebuie să fim foarte, foarte atenți. Aceste terapii și tot ce se întâmplă în lumea medicală trebuie să fie bazate pe o alimentație corectă, pe un mod de educație. Eu cred că mai important este poate la școală să învățăm despre alimentație decât să învățăm lucruri poate care nu ne sunt toate de folos. Și ar trebui să învățăm și despre aceste boli, dar trebuie să învățăm și de ce sunt cauzate aceste boli. Pentru că noi zicem ne-am îmbolnăvit și un anumit organ s-a îmbolnăvit. Dar are un motiv. Atât la nivel spiritual, cât și la nivel fizic. Pentru că înainte de a ne îmbolnăvi fizic, de fapt ne îmbolnăvim spiritual. Ne îmbolnăvim energetic. Pentru că sângele, energia nu mai pătrunde corect și nu mai este transportată corespunzător. Deci, vorbeam despre meridiane. Practic sunt... În unele sisteme sunt 15 meridiane, în altele sunt 14. În medicina chineză originală sunt 14. Sunt două principale. Da? Unul este pe partea din față, până în zona organelor sexuale. Unul este din capul creștetului până la coccis. Astea sunt principale. Și mai sunt încă 12 care pornesc de la picioare și de la mâini și ele așa enumerate sunt meridianul plămânului, rinichilor, splinei, intestinului gros, intestinului subțire, da? Miocard, ficat. Deci sunt toate cele care au o mare importanță în corpul nostru. Și sunt lucruri care pot fi tratate pentru că foarte puțini oameni dau importanță tiroidei, de exemplu. Foarte puțini oameni dau importanță hipofizei. Foarte puțini oameni dau importanță glandelor suprarenale. Și toate acestea sunt atât de mici și de neînsemnate în corp, încât noi zicem de ce să ținem cont de lucrul ăsta. Ei au niște funcții absolut fascinante în echilibrarea corpului. Și dacă corpul nostru nu este echilibrat, și aici putem să ne ducem un pic în cealaltă zonă, pentru că echilibrarea corpului este făcută în subconștient. Acolo unde se formează tipare, acolo unde corpul nostru trebuie să fie ținut într-o anumită zonă. Fobiile, atacurile de panică apar ca o reacție, chiar și durerile de cap și de migrene, pentru că e un subiect așa care îți place ție foarte mult, apar pentru că corpul încearcă să se apere de ceea ce el simte că este un atac. Și atunci noi trebuie să echilibrăm zona conștientă cu zona inconștientă, cu subconștientul nostru. Deci ele trebuie să fie oarecum unite într-o anumită zonă. Ele, ci că se întâmplă undeva pe la vreo 10 herți. Și să reușim să le echilibrăm în așa fel încât subconștientul
să se comporte corect cu zona conștientă. Pentru că atacul vine din subconștient, dar se duce în lumea conștientă. Noi îl trăim, este practic o reacție. Nimeni din jurul nostru nu simte ceea ce simțim noi. Simțim că ne sufocăm, simțim că este un mic cutremur interior. El ține între 10-20 de minute, maxim să zicem 30 de minute. Și este o reacție a subconștientului în așa fel încât el se protejează. Aceste lucruri se rezolvă atunci când știi cauza, pentru că aici vreau să ajung din nou. De fapt, atacul de panică, fobia, este un efect. Nu este o cauză. Și atunci noi trebuie să mergem să rezolvăm cauza. Dacă nu rezolvăm cauza, el poate să revină. Durerea de cap poate să revină, fobia poate să revină, dependența poate să revină, adicția poate să redevină. Dar toate pot fi puse în mișcare în momentul în care noi nu echilibrăm și nu rezolvăm aceste lucruri. Și aceste lucruri se pot rezolva tot holistic. Tot într-o zonă în care medicina nu poate să facă față la acest moment. Nu știu dacă în viitor va putea face. Din ce ați povestit, reiese că în urma unui atac pornește durere de cap. Eu nu simt niciun atac, adică pur și simplu doar mai am migrena și atât. Nu, este o reacție pe care tu nu o conștientizezi. Deci este un semnal pe care îl dă automat subconștientul. Am înțeles. Da? Ca o reacție a unei mișcări care s-a întâmplat, ca un lucru care se învață. Deci, practic, ce se întâmplă? Subconștientul nostru vine pe pământ și are o anumită informație care este mult mai subtilă decât zona subconștientului. În momentul în care învățăm și vedem că mama, atunci când noi plângem, ne dă să mâncăm, deja subconștientul memorează că putem să obținem hrană dacă plângem puțin. Și deja este o reacție. Deja am învățat un mecanism în care noi știm cum să obținem un lucru. După care ni se întâmplă să ne dorim un anumit lucru, să ne dorim un anumit lucru și să ne dăm seama că dacă ne comportăm într-un anumit fel, îl și obținem. Și atunci e un alt lucru învățat, e un mecanism. Traumele, cum se formează în subconștientul nostru? Dacă ceea ce vrem să obținem nu s-a întâmplat sau o anumită stare pe care ne-o transmite cineva, dacă, de exemplu, eu nu le recomand mamelor, taților, bunicilor să își sperie copiii. Pentru că din teama, chiar și cu renumitul Bau-Bau, da? Nu trebuie să-i spui copilului aflat la o vârstă în care el nu poate conștientiza și în momentul în care își formează deprinderile, în momentul în care își formează mecanismele, nu trebuie să-i spui că acolo se întâmplă ceva dacă se duce, pentru că informația lui chiar se duce acolo. El în momentul în care se duce spre întuneric, el chiar crede că este Bau-Bau acolo. Și atunci de aici vine reacția subconștientului care încearcă să rezolve într-un fel problema. Sigur că sunt și anumite întâmplări nefericite la un om în care un atac, știu eu, sau un accident nefericit creează o anumită traumă sau o întâmplare între părinți
mai știu ce s-a întâmplat, creează o anumită logică, o anumită gândire. Și aceste lucruri tot așa vii ca o reacție. Este un mod de autocontrol a subconștientului nostru și un mod în care se dorește foarte clar să se dețină controlul pe situația respectivă. Dar de foarte multe ori ne creează anumite probleme. Ca să nu mai vorbim de stările astea de anxietate care așa sunt pe bandă rulantă și toată lumea suferă de depresie sau de anxietate. Adică e boala secolului, mileniului de acum, că am trecut într-un alt secol. Și lucrurile astea ar trebui să fie gândite. Ar trebui să ne gândim mai puțin la politică, să ne gândim mai puțin la situația materială, trebuie să ne gândim în permanență la sănătatea mentală a poporului, a individului. Pentru că totul în societate se clădește pe individ, se clădește pe posibilitatea de a crea plus valoare în jurul tău. Timpul trece. A trecut? Nu, mai avem foarte, foarte puțin. Cunoașteți atât de multe despre aceste terapii. Chiar aveți de gând să le puneți în practică? Sau? Da, m-am gândit, așa este. M-am gândit ca în momentul în care am posibilitatea și cred că a venit momentul să le pot pune în practică. Practic este o acumulare de o viață. O acumulare în care de foarte multe ori nu faci ceea ce îți dorești. De foarte multe ori în viață faci ceea ce trebuie. Îmi doresc ca o parte din viață, cât mai am de trăit, să reușesc să fac oamenii mai fericiți, mai sănătoși, să reușesc să îi tratez și cu cuvântul și cu gândul și cu fapta. Și poate în perioada următoare, eu cred că începând cu luna decembrie, să mă dedic acestui subiect în paralel cu activitățile pe care le am, dar să fie ceea ce îmi doresc de o viață. Și anume să fiu în slujba omului și să reușesc să transmit mai departe ceea ce m-a pasionat o viață. Respectiv, grija de ceea ce ne-a fost dat de suflet, dar și grija de trup, pentru că el este vehiculul cu care noi ne deplasăm în această viață. El este mașinăria care o poți transforma și într-o mașină second hand, dar poți să o transformi și într-o mașină super performantă, în așa fel încât el, cu ajutorul lui, să poți să-ți duci destinul până la capăt, să poți să îți rezolvi toate problemele din această viață. Am înțeles. Deci vreți să deschideți un centru? Sau un cabinet am să deschid în perioada următoare și sper să reușesc să dau o undă de speranță gălățenilor și nu numai gălățenilor, și celor care au posibilitatea să intre în contact în mod direct sau în mod indirect. Să vă ajute Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne ajută. Da. Gândurile sunt bune. Da, sunt într-adevăr. Ne apropiem de final. Vă mulțumim că ați venit. Sper să ne revedem și săptămâna Doamne viitoare. Ajută. Cred că tot de la ora 20, tot marți, ne revedem la Vestea Bună. Eu sunt Enei Iulia și vă mulțumesc pentru atenție. O seară minunată! O seară bună!